Așa cum unele alimente sunt dăunătoare ficatului, există și alimente care au un impact benefic asupra acestui organ. Ananasul este unul dintre aceste alimente, fiind recomandat în mod deosebit persoanelor care suferă de afecțiuni hepatice. Pe lângă conținutul bogat în vitamine, minerale și antioxidanții de preț pentru sănătate, ananasul conține un ingredient care este în mod deosebit benefic pentru ficat, bromelaina. Bromelaina este o enzimă care contribuie la dezintegrarea toxinelor din organism, facilitând astfel eliminarea acestora, potrivit doc.ro. Mai mult decât atât, ananasul conține și vitamina C și ea benefică pentru sănătatea ficatului, dar și pentru menținerea sistemului imunitar puternic. Cu toate că ananasul este benefic pentru ficat, dar și pentru sănătate în general, nu trebuie să exagerăm cu cantitățile consumate. Fructele tropicale, precum ananasul, conțin și mangan, care este necesar cu măsură. Însă dacă exagerăm, depășind limita maximă admisă de 11 mg pe zi și suferim de afecțiuni hepatice, putem avea probleme serioase. Asta pentru că persoanele cu afecțiuni hepatice prezintă un risc crescut de toxicitate la mangan, din cauza că bila nu poate elimina manganul în exces. Astfel apar complicațiile neurologice precum boala Parkinson pe fondul cantității excesive de mangan.